Viața cu lui. Șahistul mascat. Școala generală a fost pentru mine ca un teren minat. Din orice colț mă pândeau răutăți incredibile. Jmecheria era să stau departe de orice activitate extrașcolară. Știți la ce mă refer? Operă, cenacluri. La 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 la. Și clubul doamnelor de geologie. Și domnilor, iată carbonatul de titanium. Și iată și carbonatul de ratatium. Dar cei mai ridiculizați erau băieții majorete. Minge și învinge! Orice dansați, orice strigați, sunteți doar niște ratați. Desigur, după ce reușeai să te eschivezi de la toate activitățile, nu-ți rămânea nimic de făcut. Vreți să faceți ceva? Nu, și așa suntem prea ocupați. N-aș prea crede. Urmați-mă! Profită de această ocazie și ia-mă de bărbat! Musical? Punem în scenă pirații din Penzance și n-am găsit pe nimeni potrivit să fie regele piraților. Gata, e suficient. Deci, cine urmează? Regret, mi-ar plăcea, dar m-am înscris la balet subacvatic. Da, eu m-am înscris la băieții majorete. Și tu, domnule Anderson? Eu am întârziat la șah. Clubul de șah? Serios? Da, avem așa ceva, nu? Cum să nu? Băieți, el e lui Anderson. Amatorule. Începătorule. Novice. Distracție plăcută, șahistule. Cel mai ușor e pe fereastră. Ce ai spus? Ai scăpat de audiția pentru muzical pretinzând că ești la șah, nu? Wow, te-ai prins chiar din prima. Adevărat, dar ești al treilea tip pe care directoarea l-a târât azi încoace. Primii doi au ieșit pe fereastră. Suntem la etajul 2, Poți să rămâi să înveți să joci? Să-mi rup picioarele sau să învăț șah? Decizii. Ei, ce naiba, șahul pare mai puțin dureros. Bună, eu sunt Melvin. Și eu sunt tot Melvin. Pe mine mă cheamă... Hei, te cunosc, tu ești Franklin, nu? Da, dar toți îmi spun Melvin. Deci, lui, vrei să joci o partidă? Singur, știi să jucați șeptică? Ești simpatic, lui, poți să-ți spun Melvin? Nu. Uite cum facem, Melvin joacă o partidă cu Melvin. Ce-ar fi să ne uităm la ei? Genială idee. Ei bine, să știi că Melvin l-a bătut pe Melvin de 26 de ori și Melvin l-a bătut pe Melvin de 25 de ori. Așa că e o partidă tensionată, lui... Lui! Oh, ce suspans! Ce tensiune! N-am văzut nimic mai palpitant. Oh, lui, trebuie să înțelegi jocul! Se poate, dar mie mi se pare că dacă l-ar muta pe ăla călare, s-a terminat odată jocul ăsta. Cine se crede ăsta? Trebuie să știi să joci înainte de a da sfaturi. Șahmat! Nu-mi vine să cred! A avut dreptate lui, cal B4, nu recunoașteți? Capcana siberiană! Ce, am spus ceva? Și așa am început cariera de șahist. Pion, tură, călăreț, mărțoagă, tigru, beauty black, Don Quixote... Cal! Îi spune cal! De ce nu ții minte? Mă scoate din sărite! Un militar, general... Ostaș? Ofițer sau nebun? E așa de ușor. O faci intenționat? Nu știam numele pieselor, dar nu știu cum instinctiv știam exact unde să le mut. Pentru prima oară în viață aveam un talent. Șahmat. Vrei să spui șahmat? Mă rog. Rocada romană, e genial. E fantastic. E nebun. Lui? Lui, ce faci? Ha? Sarea ia piperul. Exact. Cum mi-o fi scăpat? Îl cunoști pe Melvin ăsta? De ce crezi asta? Intuiție.
Bună, lui! Oh, nu-i bună, lui! Melvin îi joacă șah? Ce? Sunt achinați, umiliți și înjosiți! Haide, e doar un zvon! A, zău? Nu glumesc! Haideți, spuneți cum v-am învățat! Glen e regele nostru! Nu-mi place să am dreptate! Șahmat! E uimitor! Șahmat! E nemaipomenit! Șahmat! Cred că e la fel de genial ca mărețul! Hă? Să nu spui una ca asta! E blasfemie! E în derâdere numele mărețului! Crezi că sunt la fel de bun ca Jackie Gleason? Nu, se referă la celălalt măreț! Și nu ești la fel de bun ca el? Cine-i ciudatul ăsta? Spune-i tu, Melvin! Unii spun că a fost cel mai mare șahist. A apărut din senin. Nimeni nu știa cum îl cheamă. I s-a spus șahistul mascat. Zau, dar știu că au fost inspirați pe bune. Da, era în 1919. Șahistul mascat s-a lansat într-o luptă acerbă pe scena din Wisconsin, încheind cel mai lung șir de victorii din istorie. I-a înfrânt pe Kenshoa, Oshkosh, Chippewa Falls. Și apoi, într-o zi rece de iunie, după ce l-umilise pe campionul din Partage, într-un joc de 12 secunde, șahistul mascat a dispărut pur și simplu. Lumina, Melvin! Wow, ce s-a întâmplat cu el? Nu se știe! S-a retras fără ca nimeni să știe cine era de fapt! Și vi se pare că joc ca el? Lui, cred că ești chiar mai bun! Erezie! Nu vreau să aud asta! Nici eu! Mie e cel mai frumos lucru pe care mi l-a spus vreodată vreun șahist! Tocmai de-aia te-am înscris la turneul de șah din Southern Hall. Unde m-ai înscris? Rundele de deschidere încep mâine. Te rog, spune-mi că e un turneu lipsit de importanță, de care nu știe nimeni. Nu, e mare. Uriaș! Vin oameni din tot statul să-l vadă. Toți cunoscuții tăi vor fi acolo. Wow, ce bine! O tablă de șah? Știi să joci? Păi da. Săptămâna asta i-am bătut pe toți Melvinii. Dar am nevoie de antrenament. Înțeleg. Păi, cred că găsești o tablă în pod. Du-te și joacă-te cu prietenii tăi imaginari. Melvini. Bine, haide, Melvinilor, luați scara. Ce drăguț e. Mm-hmm. Bună, Andy. Cum ți-a mers azi? Păi, bine. S-a întâmplat un lucru tare ciudat. Acum începe. Lui a venit acasă cu trei prieteni imaginari și a cerut o tablă de șah. Ce? Nu-i așa că e ciudat? Până acum n-am mai avut niciun prieten imaginar. Ce-mi pasă mie de asta? Ce ai spus despre tabla de șah? Păi am spus să o caute în pod, ca culoții tu pe-a ta. Ce-a făcut? Grozav! Să nu te prind cu atingi! Hei, lasă-o și tu mai moale. Căutam doar o cutie de șah. Ce ai nebunit? Vrei să-ți distrugi viața? N-ai să joci șah! O să râdă de tine! Nu înțelegi? Oamenii își bat joc de cei care joacă șah! De unde știi? Pentru că și eu râd de ei! Am văzut peste tot! La televizor, prin parcuri, o adunătură de țăcăniți cu gât subțire, voce pițigată și ochelari! Șahiști! Dar voiam să joc. Nu, spune-mi că nu e adevărat. Te-ai dus? Cu cât ești mai bun, cu atât vei suferi. Știi, dacă stau și mă gândesc, cred că așa e. Nimeni nu vorbește cu Melvinii. Doar ceilalți Melvin. Ai prieten pe care îl cheamă Melvin? Nu, se întâmplă. Trebuie să oprești nebunia asta. Nu juca așa. O să-ți distrugi viața. Hei, te dai în spectacol. De ce nu înveți și tu ceva inofensiv ca pokerul? Da, exact ce-mi lipsea. Trei prieteni imaginari și patima jocurilor. Ce? Vorbești prostii? Are o pasiune. Ar trebui să-l încurajezi. Să-l încurajez? Încerc să-l apăr. De ce anume? De și te. Hă? Durere și tortură. Oh, Andy? Dar e un joc nevinovat. Cum să nu? Și lepra e doar o mâncărime! Să-ți zic eu ceva despre jocul ăsta! Ceva ce i s-a întâmplat unui puștulică pe nume Andy! Da! Totul a început când eram de vârsta lui.
Ce faci, fraierule? A continuat în liceu. Hei, ia uite-l și pe dobitocul ăla șahis. Apoi, în al doilea război mondial. Ce-i asta? Ich bin ein Schachiert! Libertate! Bine, poate că am exagerat nițel în ultima parte. Dar oricum am plătit un preț foarte mare pentru tabla asta în carouri. Andy, dacă au râs de tine, asta nu înseamnă că vor să râdă și de lui. Glumești? Exact asta înseamnă. Îl scap de multă suferință. De și te, scumpo. De și te. Dar iei șansa de a fi bun la ceva. Poate ai dreptate. Puși tu noi ca mine. Noi merg lucrurile din plin. Bine, toată lumea să pună jos miza. Ce faci, lui? Mă pregătesc pentru viitoarea mea carieră la Vega. Ce? Nu e așa ușor cum pare. Lui, dacă tu vrei să joci șah, atunci joacă șah. Cum? Vrei să fiu luat peste picior? Tatăl tău are niște amintiri dureroase legate de șah, dar nu înseamnă că ți se va întâmpla și ție același lucru. Tu și tatăl tău sunteți diferiți, tare diferiți. Corect. Dacă joc șah, o să râdă toți de mine. Nu e adevărat. Șahul e un joc greu. Și toți copiii admiră abilitățile intelectuale. Termina, dă-mi-l înapoi. Ei, ăsta-i nebunul meu, pionul, asta-i tura, n-am decât două. Tu vezi tu ce o să mai faci ture pe aici, fraierule? Te-ai prins ture, 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 ture. Să vezi ce le fac eu șahiștilor. Nu rezistă la atâta soare, dar presupun că asta era și ide. Baga-mă la cap, dar David doare să joace ceva american, cum ar fi țânțări. Sper să nu apar pe listă. Hei, tâmpițelu, ce faci? Te înscrii pe lista fraierilor? Nu, însemnam numele tuturor rataților de care vreau să-mi bat joc, să știi. Bună idee! Fă o copie după lista aia și trimite-mi-o mie, s-a făcut? Umilința se apropie cu pași rapizi. Hei! Am găsit! A sosit din nou vremea pentru renumitul campionat de șah din Cedar Knoll, Wisconsin! Bine v-am găsit! Unde lui? Poate s-a hotărât să nu mai vină. Ce avem aici? Un șahist mascat! Se pare că cineva încearcă să doboare o legendă, dar va fi oare atât de puternic? Șahmat! Se pare că șahistul mascat a făcut prima victimă! Bună, eu sunt Michel! Tu cine ești, măi, mascatule? Șahmat! Încă un jucător cedează în fața șahistului mascat! Cine e? E șahistul mascat? Se spune că e foarte bun! Nu crezi că seamănă cu cineva? Batman? Nu! Puștiul din Albert cel Gras? Hei, am o idee! Rocada romană? Nu există decât doi oameni care să știe mutarea asta! Șahmat! Regret, Melvin! Lui, tu ești? Nu mă da de gol. Doamnelor și domnilor, avem de făcut un anunț special. Campionatul de șah din Cedar Knoll a fost scuturat din monotonie de apariția unui șahist mascat care domină detașat competiția, învingând deja câțiva favoriți. Surse oficiale spun că ar putea fi mai bun chiar decât primul șahist mascat. Un șahist cu mască? Ce tot spune? Nu există decât un singur șahist mascat. Cel căruia era frică să-și arate fața? De el vorbești? A dispărut de mult. Ba n-a dispărut, se întoarce el. Unde te duci? Trebuie să mă duc la concurs. Andy, te duci să-i arăți băiatului dezorientat că n-are rost să se ascundă în spatele unei măști? Glumești? Mă duc acolo să-i dau o lecție. Fraierule, și-a vins Dobitoc! Ceahiotule! Libertate!
Ce a spus? Șahmat. Wow, șahistul mascat are o tactică desăvârșită. Țineți bine de regi că vine să via. Vorbești prostii. Nu pot să cred. Priviți. Șahistul mascat și lui. Vedeți? Șahistul mascat, lui. Înțelegeți? Nu se poate. Eu tot nu cred că e el. Șahistul mascat vrea o gogoașă. Adică trei. Bine, el e. Șahmat. Hei, gata, l-am băgat la frigider. Am închis ușa, am stins lumile. Ouăle s-a răcit și untul se întărește. Așa că luați-vă hăinuțele și plecați. Și câștigătorul campionatului de șah din Cedar Knoll este șahistul mascat junior. Șahistul mascat spune mulțumesc, sunt onorat. Oare o să-și dea jos masca? Măi, capturăm ei turele. El e! Șahistul mascat! Doamnelor și domnilor, după o absență de 40 de ani, originalul șahist mascat s-a întors să-l înfrunte pe cel de-al doilea șahist mascat. Accepți provocarea? Mascatul junior vrea să știe ce se mai aude cu gogoșile. Mascatul junior acceptă provocarea. În toată istoria sportului n-a existat vreo partidă mai promițătoare. Gândiți-vă, șahistul mascat junior înfruntă legenda, șahistul mascat senior. Oameni buni, începe seniorul. Scoate la bătaie pionul și juniorul răspunde cu o mutare identică. Pion la stânga, nebun la dreapta. Regele se ascunde după regina, un cal, un pion, alt cal, tură la stânga. Să mă oprească cineva că nu mai am aer. Hei, și cu moa, cum rămâne? Haide lui, arată-i ce poți! Junior aduce tura dreaptă la mijloc. E cea mai bună partidă pe care am văzut-o vreodată. Anticipează orice mișcare. Mai să crezi că ar fi rude. Bravo lui, Pepe! Jos măștile lașilor! Arătați-vă! Jos măștile! Jos măștile! Mai să fie! Nu vine să cred! Avem o remiză! Am găsit semnașul. Nu puteam să înving legenda. Partida nu mai puteam să o câștig, dar puteam să plec învingător. Uite, v-am spus eu! Aha, știam eu! Fraierul de lui joacă șah, îi place șahul! Ratatul! Șahul e pentru fraier! Era o întrebare retorică! Puștule, îmi dai curaj! Tată, tu ești! Ba, bine că nu! Chiar eu! Ha! Îmi place șahul și nu-mi pasă cine știe! Plus că începusem să miros cam ciudat în asta! Declar că provocarea s-a soldat cu o remiză! Locul întâi se împarte între șahistul mascat junior... Nu, e lui Anderson! Miar el e Andy Anderson și nu-i pasă cine o știe! Asta așa e! Un sfârșit cu adevărat incredibil! Și acum ce-ar fi să-i aplaudăm pe campioni? Șahiștii mei curajoși! Asta așa e! Aranjează piesele! Se pare că gestul meu curajos i-a inspirat pe mulți. Ne-am dat cu toții seama că trebuie să faci ce-ți place fără să-ți pese de ce cred ceilalți. Și totuși câteodată îmi doresc să nu fi dat jos masca. Acolo unde mă poartă inima-m de pirat. Și de ce să mă închin lumii viclene? Eu am să trăiesc și am să mor un rege între pirat.